președintele Consiliului Județean Galați, domnul Costel Fotea, este în acest moment în legătură telefonică directă. Bună ziua, mulțumesc din nou pentru prezența dumneavoastră. Care sunt ultimele informații care vin de acolo? Înțeleg că ar fi numai puțin de 5.000 de locuințe afectate în acest moment în Galați. Da, din păcate pagubele cresc de la oră la oră, din păcate apele nu se retrag. Din păcate, este o situație foarte grea și foarte nemai întâlnită, sau o situație nemai întâlnită pentru județul Galați. 100 și ceva de litri de apă în câteva ore. Oamenii sunt, în momentul de față, nu știu ce să facă. Ba mai mult de atât, sunt îngroziți, mai ales că și-au văzut mulți dintre ei toată agoniseala de o viață și au văzut-o cum pleacă cu apa, pe apa sâmbetei, așa cum se mai și spune. Mă bucur foarte mult că s-au mobilizat foarte bine, foarte cei de la EGSU, pompierii, toți colegii, toate instituțiile, am primit ajutoare și în alte județe și în momentul de față se pune foarte mult accent pe salvarea vieților omenești. Probabil mâine, poi mâine, o să ne punem mâinile în cap când o să vedem ce pagube avem acolo. Pagubele sunt imens de mari, peste 5.000 de locuințe. Gândiți-vă că sunt peste 5.000 de case de gospodării, iar unele dintre aceste gospodării nu mai pot fi folosite absolut deloc. Sunt oameni pe care trebuie să-i relocăm, oameni pe care trebuie să-i cazăm, oameni cărora trebuie să le aducem alimente, despre apă. Despre câți oameni vorbim, domnule președinte? Păi, cred că vorbim de peste 20 și ceva de mii de oameni care sunt în situația asta. Deci peste 20 de mii de oameni care sunt afectați în momentul de față. Printre ei bănuiesc vârstnici, copii? Sunt foarte mulți oameni în vârstă, de altfel, după cum ați și spus și dumneavoastră, sunt 5 persoane decedate, dar doar 4 au fost decedate. O persoană era decedată acum 2 zile, gândiți-vă că a venit viitura peste casa unde era ținută persoana decedată. Atât de n-au putut să mai facă absolut nimic oamenii de acolo să poată să scoată mortul din casă. Domnule președinte, participați la operațiunile de salvare. Cum decurg acestea în acest moment? De ce mai aveți nevoie? Păi, în momentul de față, acțiunile se desfășoară bine, pentru că am primit ajutoare din mai multe județe și toată lumea s-a mobilizat. O să așteptăm și vizita domnului prim-ministru și altor miniștri la Galați și avem un necesar, pentru că avem nevoie de containere, de apă, de pături, de saci de dormit. Trebuie să căutăm unde să cazăm acești oameni, pentru că oamenii ăștia n-au unde să locuiască la noapte. Dacă noapte au fost săraci, s-au mai dus pe la căminul cultural, s-au mai dus pe la școală, sau unii s-au adăpostit chiar în podul caselor, va trebui diseară să doarmă undeva. Gândiți-vă că sunt speriați, gândiți-vă că sunt obosiți, gândiți-vă că sunt oameni care și-au pierdut toată agoniseala și trebuie să ducem să-i cazăm undeva diseară pe la localitățile care n-au fost afectate, prin căminele. Aveți spații suficiente pentru toți acești oameni? Vom căuta soluții, pentru că nu va rămâne nimeni afară sub cerul liber. Vom căuta soluții ca diseară să aibă toată lumea cazare. Spuneți ceva mai devreme, domnule președinte, că sunt numai puțin de 20.000 de persoane care au nevoie de ajutor în acest moment. Așa este, așa este. Gândiți-vă că sunt 5.000 de case. Peste 5.000 de case, dacă luăm în calcul că la fiecare casă sunt cel puțin 2, 3 sau chiar 4, 5 membri, sunt peste 20.000 de oameni care au fost afectați. Extrem de dificilă situația de acolo, vă reamintesc. Mulțumesc, domnule președinte. Vă rog. A fost așa ceva, au fost și în 2013 inundații și atunci a fost tragic și a fost greu pentru noi în județul Galați. Dar au fost afectate într-o localitate, jumătate din localitate sau un sfert din localitate, s-au mai refugiat la rude, la prieteni, dar acum sunt localități unde toată localitatea este cuprinsă de ape. Mulțumesc tare mult, domnule președinte, ne auzim și ceva mai târziu.